7:32 de minute. Bună dimineața și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Am revenit în direct la Antena 3 Pitești. Suntem în partea a doua a programului Matinal Cafeaua cu Piper, când vă aducem în atenție invitații matinal și subiecte de actualitate, dar mai ales adaptate la noi realități și contexte, pentru că suntem în continuă mișcare, iar atunci când vorbim despre instituții cheie din comunitatea noastră, cum ar fi de exemplu cele din domeniul educației, obiectivele principale rămân, dacă îmi permiteți, generarea de performanță, de oportunități profesionale și perfecționarea cadrului educațional. Astăzi avem onoarea și plăcerea să atingem cel mai înalt for de decizie și deliberare al Universității din Pitești, și anume Senatul, condus pentru următorii 4 ani de profesor universitar dr. Mihaela Diaconu, președintele Senatului UPIT așadar și cadru didactic universitar la Facultatea de Științe Economice și Drept. Vă salut, bună dimineața, stimată doamnă, mulțumesc pentru prezența matinală. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru faptul că prin intermediul dumneavoastră Universitatea din Pitești își începe ziua în casele piteștenilor și ale arteșenilor. Este o bucurie pentru noi să venim aici și să încercăm să împărtășim din experiențele, din realizările universității. Universitatea din Pitești se dorește a fi un partener important al comunității noastre locale și de aceea cred că este foarte, foarte bine. Ați avut o inițiativă foarte bună, aceea de a ne primi frecvent în mijlocul dumneavoastră pentru a aduce în fața publicului elemente noi. Sigur, eu astăzi sunt aici în calitate de profesor. Da, partea cu conducerea Senatului este o activitate administrativă absolut necesară conform legii educației, dar subiectul pe care o să-l dezvoltăm astăzi este legat de preocupările noastre ale cadrelor didactice și mai ales a celor de la științe economice și drept, de a dezvolta parteneriate, de a, în comunitatea noastră, de a găsi surse de finanțare, pentru că ne dorim să fim universitatea antreprenorială. Așa este, iată, un termen inedit și chiar aș vrea să continuăm discuția noastră despre acest mecanism foarte important, care funcționează destul de bine la nivelul Uniunii în țările dezvoltate, nu-i așa? Iată, vorbim despre o titulatură inedită, oare, pentru România, antreprenoriatul academic. Și v-aș întreba pentru început, cum trebuie înțeleasă această titulatură de antreprenoriat universitar și cum se transpune ea la Universitatea din Pitești? Acum, sigur, universitatea ca entitate a fost definită de-a lungul timpului în diverse modalități. Principala sa misiune era aceea de a forma, de a realiza activitate de formare de specialiști. În prezent vorbim de 3 funcții importante ale universității moderne, respectiv își asumă misiunea de a pregăti specialiști, de a dezvolta activitate de cercetare științifică și de a se implica în comunitate. Ori partea aceasta de antreprenoriat ține în mod special de modul în care rezultatele activității de cercetare științifică ajung în piață, da, prototipurile, tot ceea ce rezultă din această activitate deosebită importantă, din păcate puțin susținută financiar. Deci este o primă cale prin care universitatea își capătă și această statut de antreprenor. Și apoi este vorba de implicarea în comunitate și aici ne gândim la faptul că universitatea, pentru a desfășura o activitate eficientă, trebuie să dezvolte relații cu toate categoriile de stakeholder, le spunem, de clienți. Da? Da. Și clienții noștri cine sunt? Sunt agenții economici pentru care pregătim resursă umană, sunt liceele de unde ne preluăm care reprezintă baza de recrutare, este administrația locală, pentru că și aici oferim resursă umană și de asemenea ne implicăm în activitățile comunității, dar consider că pentru o universitate modernă este important să-și identifice surse de finanțare, pentru că până la urmă asta înseamnă antreprenoriat, să realizeze o activitate care să pună în valoare oportunitățile ce apar în piață.
Iar finanțarea este foarte importantă, dat fiind faptul că acum, cu ocazia funcției pe care o dețin, am înțeles mai bine faptul că noi, ca universitate, practic prestăm servicii ministerului în limita unor granturi pe care ni le oferă. În rest, trebuie să ne autofinanțăm. Și ne găsim diverse oportunități. Da. Într-adevăr, imediat o să vorbim și despre aceste proiecte interesante pe care le aveți în desfășurare în cadrul Universității din Pitești. Da, trebuie să recunoaștem că, până la urmă, cunoașterea nu folosește nimănui dacă nu este pusă în practică și dacă acești trei piloni pe care i-ați amintit nu colaborează. Este foarte important să existe această colaborare și, bineînțeles, procesarea și transmiterea de cunoștințe nu sunt suficiente. Până la urmă, trebuie mers mai mult de atât. Am văzut că s-a schimbat foarte mult percepția angajatorilor. Dacă în urmă cu 30 de ani, să spunem, era foarte important faptul că ai finalizat studiile universitare cu anumită medie, acum contează foarte mult capabilitățile, ceea ce știu absolvenții noștri să realizeze. Ori numai prin curicula universitară care este creionată de către ARACIS nu este suficient pentru a le asigura studenților și o pregătire practică de specialitate. De aceea venim cu modalități alternative, sunt legale, sunt oportunități pe care universitatea noastră le-a accesat de mulți ani. Da. Și trebuie să recunoaștem faptul că nu se poate implementa un proces tehnologic modern dacă nu avem acest mediu de afaceri. Cum vedeți colaborarea cu mediul de afaceri algeșan? Cum este la ora actuală? Am avut o și avem o colaborare foarte bună. Actualul rector al universității, domnul Dumitru Chirleșan, a avut o idee foarte ingenioasă, aceea de a-și constitui un consiliu consultativ al rectorului, alcătuit din reprezentanții ai agenților economici, și foarte important este faptul că am dezvoltat relații, avem și un centru de marketing universitar care funcționează corespunzător, am identificat reprezentanții mediului de afaceri care și-au dorit să fie alături de universitate și avem chiar și colaboratorii care și-au deschis afaceri în România, deși nu sunt români. Așa, și sunt alături de universitatea noastră. Dezvoltăm proiecte împreună, ne ajută în organizarea stagiilor de practică, angajează absolvenți, le susțin mai nouă burse, îi premiază pentru activitățile desfășurate și organizăm foarte frecvent. Acum cu pandemia am organizat online, organizăm târguri de joburi unde i-am învățat să vină să-și prezinte profilul angajatului, astfel încât studenții să fie atrași mai mult chiar de pe băncile universității. Și avem programe de studii în universitate unde studenții noștri sunt capacitați în cadrul organizațiilor chiar din anul 2. Da, iată un lucru extraordinar. Cei care doresc pot, pentru că li se oferă această oportunitate. Este un lucru extraordinar pentru că aceasta este finalitatea până la urmă studiilor superioare, să-și găsească, să se încadreze într-un loc de muncă pe piața muncii adaptată, readaptată și în continuă mișcare. Studenții au posibilitatea să-și folosească mai bine cunoștințele în momentul în care sunt puși în fața unui proiect, în fața unei provocări. Abia atunci își dau seama cât de important este o comunicare intensă cu profesorul de la curs de la seminar. Au fost situații în care au venit să mă întrebe: știți, doamnă, sunt de 3 zile într-o unitate și mi-au dat de făcut proiectul ăsta. De unde să încep? Deci îi pune la încercare din perspectiva stimulării creativității. Da, de astfel așa se învață, când ești nevoie să cauți, să te informezi pentru a pune în practică ceea ce ai făcut. Și uitați că în felul acesta încercăm și noi să îmbunătățim felul în care ne gândim pregătirea absolvenților noștri, pentru că dacă ei vor fi mulțumiți, angajatorii vor fi mulțumiți și noi existăm în piață, da? Apropo de universitatea antreprenorială, unde trebuie să vedem oportunități, motivații pentru toți actorii implicați în această... Așa este. Și iată, vorbeam mai devreme de proiecte. Auzim această noțiune de proiecte, o structură de bază pe care se construiește, și chiar aș vrea să ne spuneți
Cum susțineți, prin ce proiecte susțineți aceste activități care pot să îmbunătățească paleta, eu știu, a studenților profesionale? Da. Noi am avut un punct forte în universitate, începând cu 1993. Actualul rector a dezvoltat o structură în cadrul universității menită să atragă fondurile europene prin finanțarea prin Comisia Europeană. A făcut și face încă obiectul activității suplimentare a dumnealui. Este o activitate a universității prin intermediul căreia se dezvoltă proiecte strategice în care sunt implicate universități și agenți economici din toată Europa. Este o experiență foarte interesantă. Apoi este vorba de mobilitățile între cadre didactice și studenți. Deci asta este o paletă și aici s-au dezvoltat chiar colegul nostru, care acum este prefect, a preluat de la mentorul dumnealui, rectorul Chirleșan, și a condus foarte bine această activitate pe relații internaționale. Se dezvoltă ea. Dar în afară de asta avem proiectele finanțate din fonduri structurale, care au o altă politică, un alt mecanism de implementare, și aici zic eu că de câțiva ani buni, de vreo 10 ani, aș putea să spun chiar, s-au făcut 10 ani, ne-am construit o echipă în cadrul universității. Am pornit de la Facultatea de Științe Economice, cum era atunci. Pot să spun că avem acum specialiști experimentați care sunt capabili să realizeze studii de piață, pentru că fără partea de marketing nu avem cum să... Da, ideea de proiect și așa mai departe. Avem de asemenea colegi care sunt foarte buni pe partea de bugetare a activităților. Este o metodă cost-beneficiu foarte importantă. Deci ne-am creat o echipă în cadrul facultății noastre și apoi am început să colaborăm cu colegii de la celelalte facultăți. Și în momentul acesta implementăm proiecte, chiar eu conduc două asemenea proiecte în calitate de manager, dar cu care se adresează studenților și cadrelor didactice din întreaga universitate. Deci noi funcționăm ca un tot. Nu este facultatea și... Sunt foarte multe puncte forte ale acestor activități. Sigur, ar trebui să subliniez faptul că există această înțelegere la nivel de conducere de universitate în situația pentru asigurarea finanțării, pentru că știm foarte bine că banii vin numai după ce ai făcut dovada că i-ai cheltuit și ai cheltuit așa cum trebuia. Și atunci există la nivelul Consiliului de Administrație a aprobat o linie, o sumă, un buffer, îi spunem, din care să alimentăm implementarea proiectelor, și nu am avut probleme, cel puțin de când am condus, nu am avut probleme să nu primim banii pe care i-am cheltuit. Noi contribuim cu 2%, dar avem posibilitatea de a aduce alături de noi agenți economici, pentru că, spre exemplu, avem deja ne-am căpătat experiență în proiectele care vizează practica de specialitate a studenților. Înainte de a face această activitate, ei sunt și consiliați în carieră, un lucru foarte important, pentru că tinerii noștri nu prea sunt... Au nevoie să fie direcționați. Au nevoie să acceadă la informații oficiale. Da, și să se cunoască pe ei. Da. Prin această activitate au posibilitatea să vadă care le sunt abilitățile, ce deprinderi au și unde pot să fie buni într-o organizație. Deci facem această activitate care este finanțată din fonduri europene, apoi stagiile de practică, și aici am implicat foarte mult tutorii din cadrul agenților economici, care le-au dat tematică, le-au dat subiecte pentru proiecte, le premiem proiectele respective. Sunt activități foarte atractive și mai nou, pe unul din proiectele pe care le avem acum în implementare, vom dezvolta 5 întreprinderi simulate. Aceste întreprinderi simulate, așa cum este denumirea, simulează activitatea dintr-o organizație, și am încercat, și asta vom face, să le legăm și în spațiul virtual
și să conectăm aceste firme și cu agenții economici cu care noi colaborăm. Este o... Suntem la început. Da. Este o provocare. Este, da. Și un alt proiect de care mie mi-este foarte drag să vorbesc, pentru faptul că este un proiect greu, dar am ținut neapărat să-l implementăm, este legat de educația antreprenorială. Și vizează educația antreprenorială a cadrelor didactice, da? 85 de profesori, 400 de studenți, 300 de elevi, deci un grup țintă generos. Cum au primit această idee? Au fost încântați? Au fost dornici să afle mai multe amănunte? Ce presupune și care ar fi finalitatea acestui proiect? Sigur, noi trebuie să înțelegem și asta. Am încercat să îi informăm în campaniile noastre de informare. Antreprenoriat nu înseamnă neapărat că trebuie să-ți dezvolți tu o afacere, deși este de dorit, pentru că IMM-urile sunt motorul dezvoltării economice. Dar a avea deprindere antreprenorială ajută orice angajator, pentru că presupune să-ți asumi responsabilități, să fii perseverent în îndeplinirea lor și să ai niște obiective cu indicatori de rezultat foarte bine. Și implicarea aceasta, care la noi... Încă... Mai tragem da, de așa da, este, da, da. Acum am ajuns să ne concurăm între noi în cadrul universității, pentru că pe această linie de finanțare au dorit să aplice multe universități și universitatea noastră este implicată și în calitate de partener pe această linie de finanțare și a trebuit să ne împărțim, adică e o întreagă strategie să ne împărțim programele de studii astfel încât să putem să atingem rezultatele propuse așa cum ne-am angajat, că altfel pierdem finanțarea. Așa este. În zona de antreprenoriat intră cu siguranță o mulțime de domenii, funcție și de cerințele pieței da, și da. De abilități. Care sunt domeniile către care vă concentrați în mod special? Acum, prin ghidul solicitantului, sunt precizate aceste domenii inteligente care generează cunoaștere, care generează creativitate. Și avem printre programele de inginerie, cam toate, psihologie, științe economice cu toate programele, din domeniul medical, asistență medicală, kinetoterapie din domeniul sportului, pentru că și aici există, chiar avem colegi în universitate care au brevete pe domeniul acesta al sportului și sănătății. Da. Iată domenii căutate, domenii interesante, care trebuie până la urmă să aducă și valoarea economiei, nu-i așa? Trebuie să fie vandabile, să fie durabile și să și găsească. Ideea aceasta că inițiem studentul pe o traiectorie pe care după aceea și-o va dezvolta. Pe lângă pregătirea teoretică, acest proiect antreprenorial mai înseamnă vizite la agenți economici. Așa. După aceea cursuri, am organizat cursuri pentru colegi și am încercat să atrag numele de marcă din piață, da? Colaboratori, tot colaboratori din universitățile importante de renume din România, tocmai de a face lucrurile cât se poate de serios, pentru că uneori dacă suntem colegi între colegi, suntem colegi. Și colegii noștri de la universitățile implicate au fost colegi, dar este o altă... Am încercat să dăm o notă cât se poate de serioasă acestei activități. Apoi studenții sunt pregătiți de către cadrele didactice și, foarte important, vor primi bursă 3 semestre, mai ales studenții din mediul rural, este o cerință. Și aici am avut ceva probleme pentru că a fost dificil de comunicat și sunt foarte multe documente de completat. Deci este o muncă intensă, dar consider că la finalul acestui proiect fiecare dintre noi vom fi mai instruiți, mai motivați să facem ce trebuie. În mod clar, fiind la început, automat puteți să vă dați seama ce merge, ce nu merge, ce se dorește până la urmă și care ar fi finalitatea. Vorbeați de aceste burse de antreprenoriale. Da. Cine sunt studenții, toți cei care
Din cei 400 de studenți, da, 300 trebuie să fie din mediul rural, deci așa, grupele vulnerabile și... Ca o încurajare, până la urmă, nu? Sigur, da. Asta este politica europeană și asta implementăm. Da. Iată, este un subiect foarte interesant și mi-ar plăcea să-l dezbatem mai pe îndelete. Da, am putea să vorbim așa și cu studenți care au făcut parte din grupul țintă sau care au participat la activitățile acestea de final, că da, sunt... Cu siguranță vom avea ocazia și pentru că timpul trece foarte repede. În urma unui comunicat de presă ni s-a ajuns la cunoștință despre un proiect care, iată, face obiectivul de susținere a studenților în procesul de tranziție către piața muncii. Da. Iată, se leagă toate. Da. Este un proiect prin intermediul căruia realizăm pregătire în carieră, consultanță în carieră, consultanță psihologică, și asta o fac colegii noștri de la facultatea de profil. După aceea, stagii de practică, întreprinderi simulate, ceea ce am povestit. Este o continuare aici am pus în practică niște idei pe care le-am avut împreună cu colegii noștri de la inginerie și uitați că de data aceasta s-au materializat. Chiar vom avea. Să știți că am remarcat faptul că din discuția pe care am avut-o vorbiți foarte mult de echipă, vorbiți foarte mult de structurare, vorbiți foarte mult de cât mai mult factori implicați și așa ar trebui să fie pentru a... Antreprenoriatul, asta înseamnă, a fi antreprenor înseamnă să reușești să-ți construiești echipe, să pui în valoare părțile bune ale fiecărui component, a fiecărui actor al grupei. Sigur că da, să scoată în evidență unicitatea. Nu putem să facem nimic de unii singuri. Da. Doamna profesor, suntem pe final de emisiune. Noi avem așa un obicei de anul acesta. Avem două ceșcuțe, ceșcuța cu piper, ceșcuța cu cafea, iar ceșcuța cu piper are două întrebări. Surpriză pentru invitații noștri. Așa că am să vă rog pe dumneavoastră, iată, spre final, să extrageți o întrebare din cele două și să vedem care este răspunsul dumneavoastră la întrebarea. Cum caracterizați pe scurt mentalitatea antreprenorială din România? Fără antreprenoriat nu putem să existăm ca o economie dezvoltată și ar trebui să ne gândim la anii 70 când aveam acest spirit în cultura noastră. La momentul acesta cred că există o mentalitate ce trebuie neapărat îmbunătățită. Și lipsa acestei mentalități este determinată în principal de factorii legați de fiscalitate. Oamenii sunt temători în a-și implementa ideile de afaceri din perspectiva aceasta a schimbărilor frecvente a legislației și faptul că nu există încă o susținere foarte importantă a IMM-urilor din partea, așa cum se întâmplă în alte țări. Cred că aceasta este motivația principală pentru care încă mai este nevoie. De aceea, educația antreprenorială a început să fie implementată în curricula chiar de la clasele mici. Da? Pentru că atâta timp cât înveți să-ți asumi responsabilități și perseverezi în a le duce la capăt, este un câștig pentru toată lumea. Indiferent că ești manager, ești... pe o treaptă a managementului de mijloc, important este ca să conștientizezi că tu ești o piesă importantă în mecanismul care înseamnă organizație, întreprindere. Da. Și din acest context aș mai avea o scurtă întrebare. Da. Considerați că totuși noi, românii, sau majoritatea a românilor, încă mai se simte independentă de banul public? Independentă? Ce să vă spun? Teama aceasta de a crea, de a ieși cu idei, de a aduce, eu știu... Eu cred că tinerii noștri vor face lucrul acesta pentru că, ok, o parte dintre ei au plecat în străinătate, au devenit și au dezvoltat afaceri acolo, dar eu am speranța aceasta că această caracteristică a tinerilor noștri, creativitatea, se va vedea în dezvoltarea mediului antreprenorial în România. Doamnelor și domnilor, am stat de vorbă cu profesor universitar dr. Mihaela Diaconu, președintele Senatului Universității din Pitești și cadru didactic universitar la Facultatea de Științe Economice și Drept. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și vă așteptăm și cu altă ocazie. Cu mare drag și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, iată, vorbim despre lucruri interesante în fiecare dimineață. Astăzi, antreprenoriatul Universității din Pitești. Mai multe detalii vom avea cu siguranță în zilele ce urmează. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Dana Popescu. Rămâneți cu Antena 3. Ne vedem și mâine de la ora 7. Numai bine, la revedere!